Investițiile în cinematograful Victoria au început în urmă cu câțiva ani. Până acum câteva zile, imobilul a găzduit un centru de vaccinare. Acum se lucrează intens la modernizarea cinematografului. Cinematograful Victoria are în program anul acesta un plan de investiții pentru asigurarea condițiilor de funcționare, în special cele legate de protecția la incendiu și rețelele electrice. De asemenea, un program de modernizare pentru foaier și alte părți funcționale ale acestuia. În principiu vor fi spectacole de cinematografie, dar nu numai, pentru că sala a fost transformată și poate găzdui și spectacole de teatru sau de altă natură. În scurt timp vor începe lucrările de modernizare și la fostul cinematograf Dacia. Sala de spectacole va avea o capacitate de peste 450 de locuri. Am demarat licitația și pentru modernizarea cinematografului Dacia. El va deveni ateneul copiilor, va fi o zonă în care copiii se vor putea exprima artistic, o sală de peste 450 de locuri, dotată cu sunet și lumină și sigur cu posibilitatea ca cercurile școlare să-și desfășoare activități creative în domeniul cultural artistic îndeosebi. Această nouă construcție, prin modernizare, desigur, va căpăta și denumirea de ateneul copiilor din Iași, va fi în coordonarea directă a Ateneului din Iași. Și fostul cinematograf Republica este în atenția autorităților. Ministerul Culturii ia în calcul ca acolo să fie amenajată o modernă sală de operă. Republica este în continuare în analiza Ministerului Culturii pentru a fi transformată în sală de operă. Discuțiile s-au mai aprofundat în ultima perioadă împreună cu domnul ministru al Culturii. Și credem noi că în cele de urmă este o idee bună ca această sală să fie recuperată ca o sală de spectacol liric, pentru că vrem din parcul din spatele cinematografului Republica Trianon, cum se numește acum, respectiv a Muzeului Unirii, să transformăm un parc al operei și totodată să integrăm și o construcție nefinalizată dinainte de 1990, care ar putea deveni o construcție administrativă pentru viitoarea operă națională Iași. Autoritățile încearcă să găsească diferite surse de finanțare, de la cele locale la cele guvernamentale sau fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.